No. No. Bună ziua, prieteni! Astăzi vă voi prezenta cele mai frumoase specii de pești. Pe primul loc se află peștele mandarin. Specia acestuia trăiește în ape sărate. El se poate găsi în Oceanul Pacific de Vest, în insule Ryukyu, și se întinde specia aceasta până în Australia. Culoarea acestuia este foarte frumoasă, având nuanțe strălucitoare de galben, portocaliu, verde și albastru. Peștele mandarin este foarte cunoscut în comerțul de specii de acvariu, dar el însă se adaptează foarte greu în condiții de captivitate. Rana peștelui mandarin costă doar într-un anumit tip, copepode și amfipode vii. Uneori când pielea acestuia duce o lipsă de solzi, secretă un mucus care are un miros neplăcut, dar după mine este cea mai frumoasă specie a oceanului. Pe locul al doilea se află peștele juveniile, Emperor Angel. Specia aceasta este cea mai apreciată specie de pești de acvariu. Culoarea acestei specii de pești este albastru electric, cu dungi albe. Aceștia pot ajunge la maturitate în decursul a 4 ani și poate atinge 40 cm lungime. Pe locul al treilea se află specia peștelui leu, una dintre cele mai frumoase specii de pești, dar și cea mai periculoasă. Peștele leu are pe suprafața corpului țepi care emit o travă. Ei îi folosesc atunci când îs amenințați. Tactica lor de apărare este lăsând capul în jos și ridicând țepii otrăvitori pe toată suprafața corpului, incluzând și capul. Totuși, această înțepătură nu este mortală asupra omului, dar provoacă afecțiuni foarte grave, uneori chiar ajungându-se și la decesie. Simptomele acestui venin și înțepături este durere extrem de dureroasă, dureri de cap, stări de vomă și dificultăți respiratorii. Deci ar fi bine să ne asigurăm ce pește mai cumpărăm pentru acvariu. Pe locul al patrulea se află peștele clovn. Specia aceasta se poate găsi în zona Pacificului Indian, a Mării Bariere de Coral și în comerț. Peștele clovn este un pește de apă sărate și creează legături simbiotice cu anemonele marine. Acesta poate supraviețui și în captivitate, fie fără aceste anemone. Însă specia acestui pește nu poate trăi fără perechea sa. El poate trăi între 5 și 10 ani, însă uneori poate trăi și mai mult. El este foarte iubit de toți pasionații de acvaristică, după ce a devenit cunoscut din filmul Nemo difuzat la TV. Pe locul al cincilea se află peștele Simpisodon. Înfățișarea lui foarte frumoasă, având un colorit în nuanțe de verde, roșu, maroniu. Iar forma acestui pește este a unui pește turtit, însă el este unul dintre cei mai frumoși pești din lume și se adaptează în mediul de captivitate. El poate atinge la maturitate până la 25 de cm. Cam asta a fost, prieteni. Dacă v-a plăcut acest videoclip, puteți lăsa comentarii cu părerea voastră, să vă abonați și să dați like. Pe curând, o zi bună alături de cei dragi!